Printr-un ordin comun al Ministrilor Educației și Sănătății s-a decis ca în cazul activităților didactice să nu se țină cont de incidența de COVID-19 înregistrată în localități, iar cursurile școlare să continue pe cât posibil față în față. Totuși, din cauza infectărilor, peste 130 de clase din învățământul preuniversitar fac ore online. Da, după cum știm, Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății a decuplat rata infecției în localitate de scenariul care se aplică în școală și atunci, sigur, decizia aparține în bună parte unităților de învățământ, în sensul că ele hotărăsc dacă activitatea la clasă se suspendă sau nu în funcție de condițiile prevăzute de acest ordin, luând în calcul rata incidenței. Din acest punct de vedere, vă informăm că avem în județul Hunedoara 132 de clase online. Deci este situația în care la clasa respectivă, fie că e vorba de învățământ preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, este vorba de un caz de elev pozitiv. Pe de altă parte, se observă că numărul elevilor infectați cu COVID-19 este dublu față de cel al personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ din județul Hunedoara. De asemenea, avem 154 de elevi infectați, iar personal didactic, auxiliar nedidactic, personal din învățământ, 68. Total elevi online, 2964. Sigur, sunt niște cifre. Concluzia pe care o tragem, uitându-ne pe aceste cifre, este că numărul elevilor infectați este dublu față de cel al adulților. Este o situație interesantă care vorbește despre acest val 4 și despre acest virus care a suferit mutații. În județul Hunedoara sunt închise doar două unități de învățământ, cea de la Zam, localitatea fiind carantinată, și cea de la Ilia, din cauza numărului mare de infectări cu COVID-19 constatată în rândul profesorilor. Astăzi vom face din nou o statistică, este scenariul care se aplică în fiecare vineri. Sperăm să nu urce atât de mult incidența, avem doar o localitate, Zam, unde incidența este foarte mare, unde activitatea întregii unități de învățământ este suspendată, și de asemenea la Ilia, unde avem un deficit de resursă umană, tocmai din motivele acestea de infecție. În rest, sperăm să ne menținem în continuare pe scenariul față în față. La nivelul județului Hunedoara funcționează aproape 250 de unități de învățământ preuniversitar, cu circa 1700 de clase, iar numărul de elevi este de aproximativ 50.000.